Fructul care te scapă de insectele de pe plante, nelipsit de pe rafturile magazinelor și supermarketurilor din toată țara. Acest produs banal are o utilizare despre care foarte puțin știu. Unul dintre cele mai consumate fructe de la noi din țară, fie că este savurat ca atare sau inclus în gemuri și prăjituri, mai poate fi folosit și pentru a ține insectele departe de plante. Trucul la care apelează fără ezitare grădinarii experimentați este unul cât se poate de simplu și deloc costisitor. Puțin știu că portocalele sunt un repelent natural pentru dăunători. Dacă vrei să îți prepari propriul insecticid, trebuie să pui câteva bucăți de coajă de portocală într-o oală cu apă și să le lași pe foc până când lichidul începe să fiarbă. Scoate-le apoi din vas și așează-le pe o tavă la aer până se usucă. După acest pas, se mărunțesc cu un blender sau un robot de bucătărie până se obține o pudră fină numită și făină de portocale. Acest insecticid natural se pune în pământul plantelor astfel încât la udare să absorbă toți nutrienții din compoziția sa. Coaja de portocală este o sursă importantă de calciu și magneziu pentru plante, compuși ce le ajută să crească. Principalul său beneficiu este eliminarea oricărui tip de dăunător găsit în grădină. Potrivit portalului Huertum, făina de portocală poate ține la distanță melcii, limaci și larvele și poate preveni apariția păduchilor plantelor și a viermilor albi. Relatează playtech.ro.